Chiar și în toiul iernii, la început de ianuarie, ninsoarea te poate lua prin surprindere, mai ales când începe brusc și cu simț de răspundere, cum ni s-a întâmplat nouă în drum spre Harghita Băi, unde nu fusesem până atunci. Ca să ajungem însă acolo, ar fi trebuit să o luăm pe un drum județean nu foarte circulat, într-o zonă montană, pe ninsoare, iar asta cu dita mai mașina de câteva tone. N-am îndrăsnit, așa că am continuat spre Băile Tușnad. Nici aici nu fusesem până atunci. Am ajuns în Tușnad, nu am găsit foarte multe locuri de campat. Suntem undeva în apropierea unui teren de fotbal, camping. Aici este un spa. Nu este niciun afiș cu proprietate privată. Nu este nicio barieră. Sperăm să nu deranjăm pe nimeni. Sunt ceva camere la vedere. Cred că dacă ar fi fost o problemă, cineva ar fi intervenit. Beau. Nu vreau să beau. Hai, spune ceva pe film. Pe milimetri. Peste tot sunt indicatoare cu atenție, pericol urși, feriți-vă de urs. Am mers până acum cu muzica deschisă, pornită la telefon. Georgiana țipă de când am intrat în potecă. Treizeci de minute de jos până la turn. La ce turn urcăm, cum se numește? Apor. Apor. Sau Apor. Asta e puteca. Ce, s-a auzit un 4 cilindri bârâind. Mai țipă că eu am oprit muzica. Nu am măcar știu că îi mănâncă pe ei. Două fete.
la Por e un turn în miniatură construit ca punct panoramic la sfârșitul secolului al XIX-lea. Nu pare cine știe ce monument, în schimb, priveliștea pe care ți-o oferă e spectaculoasă. Se vede tare frumos stațiunea de sus, iar noi am fost răsfățați cu soare și cu o ceață de poveste. Fiind atât de aproape de lacul Sfânta Ana, am dat o fugă și până aici. E la o distanță de doar 24 de kilometri de băile Tușnat, iar asta dacă vii cu mașina, pentru că există și un traseu prin pădure de doar 6 kilometri dacă vrei să o iei la pas. Am lăsat în sus rulota în parcare. Pe aici se coboară doar cu piciorul sau dacă le plătești lor, nu știu cât costă o cursă, să te coboare. Lacul Sfânta Ana este singurul lac vulcanic din România, de fapt din centrul Europei, fiind format pe fundul craterului unui vulcan stins, locul celei mai recente erupții vulcanice din Carpați. Recent, adică de acum câteva zeci de mii de ani. Ce e interesant e că toată apa lacului provine exclusiv din ploi și din topirea zăpezii, iar din acest motiv, apa de aici este, sau cel puțin ar trebui să fie, foarte curată, aproape distilată. Nepotabilă, însă. Este joi 6 ianuarie. Aseară am vrut să rămânem la băile Balvanioși. Balvanioși. Nu știu cum se pronunță exact. Nu am găsit un loc care să ne convină și era destul de întunecat. Ne-am întors în aceeași parcare, destul de sigură, luminată. Astăzi vom pleca de aici. Ne vom îndrepta către Slănic Moldova. Asemenea băilor Tușnad, și Slănic Moldova este cunoscută pentru izvoarele sale cu ape minerale. Slănic Moldova era cândva renumită pentru cele 20 de izvoare ale sale descoperite încă de la începutul anilor 1800. Supranumită pe vremuri Perla Moldovei, stațiunea și-a pierdut mult din strălucire, dar are încă un farmec aparte. În plus, încă funcționează o mare parte din izvoare, unde găsești ape recomandate în diverse afecțiuni și tulburări digestive. Este destul de înclinată, este parcare cu plata, am plătit-o prin SMS-ul, 10 lei pentru 24 de ore. Toaletele sunt închise, niciun serviciu să zic așa, doar lumină. A fost cât de cât ok, am stat aici, în centru. Liniște. Drumul acesta care duce spre izvoare este un drum închis. Ajunge la un moment dat într-o zonă unde sunt niște vile, căsuțe, pensiuni și acolo se oprește, din câte știu eu, începe un drum forestier. Cam asta a fost gălăgia de azi noapte, râul, s-a auzit râul în campină. Uite ce frumos de aici. Este destul de cald, sunt 4 grade. Nu o să mai stăm încă și o să plecăm. Ia uite-te la mașină cum arată. Tot noroiul. Merită o baie bună. Ia uite cum arată. Este foarte tare că prima dată de când avem rulotă și autorulotă, buteria de gaz s-a terminat în momentul când ne-am dat jos din pat. Nu azi noapte.
La doar 15 km de Slănic Moldova se află altă stațiune turistică, Târgu Ocna, de unde am recuperat copilul aflat în vacanță la bunici și am mers împreună în mina Trotuș, în Salina, adică în burta de sare a pământului, unde e amenajată o bază turistică impresionantă, cu spații de relaxare și de mișcare, cu terenuri de sport, un muzeu al sării, chiar și o biserică. Suntem în parcarea Salinei de la Târgu Ocna. Este sâmbătă și din câte văd este destul de aglomerat. Vom vizita mine. Numai că trebuie să cumpărăm bilet de undeva. Gata. 66 de lei, doi copii și un doi adulți și un copil. Hai să vedem ce este aici. La intrare. Mulțumim. Hai, tati. Arăta pe bordurile autobuzului în care am coborât de undeva la 3 km. A fost coborârea. Din păcate am stat în spate și nu am putut să filmez. S-a coborât cam 240 de metri. Aici este o bisericuță, tati. Mamă, ce e aici, frate? Bună, Ilinca! Hai, dă-i tare, tare! Curbă, așa, tati. Dacă vrei să afli continuarea aventurii noastre, folosește butoanele de like, share și subscribe.